Bine te-am găsit în bucătăria ta aici, cu macrou ăsta, cu scomber scombrus. Da. Așa. Astăzi m-am gândit la un pește oceanic. Pește oceanic. Da, nu numai un pește oceanic, și afumat, nu proaspăt. Sau congelat. Afumat la rece sau la cald? Nu mă pricep. Povestește. Așa. Afumat la rece, clar. Decapitat, de ce la deviscerat, rece? Pentru că numai batogul se afumă la cald. Așa, cum îl facem? Îl facem salată. Și? Salată din macro afumat. Dragi prieteni, dacă este vorba de salată, cred că doamna Carmen vrea să îl facem în file. Da, da. Nu? Hai. Și cum îl facem în file? Arată-ne. Păi este foarte simplu. Incizie pe coloana vertebrală. Simțim un cuțit coloana vertebrală. Așa. Dați-mi voie puțin să-i arăt lui Florin. Deci lui Florentin, Florentine, da? Până la coloana vertebrală simțim chiar și coastele. Am trecut de coaste, am incizat până pe partea cealaltă. Da, da, unde da. S-a terminat, da. Și acum mergem frumos. Și ia cătă fileul nostru. O, ce bine arată. Nu? Da. Vede că și bărbații sunt buni de ceva. Da. Nu? Da. Doamna Carmen, am făcut bine? Vezi că îți dau dreptate. Nu? Da. Aici a rămas cealaltă. Deci aici este coloana vertebrală. Vrei să scoți pe celălalt? Ce? File? Da, scoate-l și pe, dar ne trebuie tot pește. În sens invers. Simțim coloana în... Da? Ia uite ce frumos ies. Da? Da, da. Asta e Chili Willy, coloana vertebrală. Am realizat un consum bun. Un castron mai mare. Așa. Dar ce greu se ia. Scoate și la asta piele. Eu? Da. Nu mă pricep. Ba da. Nu mă pricep. Mă păcălește să muncesc numai eu. Bine, hai. De fapt, n-am de ce să mă plâng, că de fiecare dată m-ai ajutat. Nu? Da. Eu tai bucățele, ăsta. Aici nu are oase? Ba, da, e o porțiune din dorsală. Cu peștele ăsta afumat e bine că se, pur și simplu, pielea se curăță. Da. Nu e ca la peștele proaspăt. Gata, ia uite. Așa. Ok. Să-l dăm și pe ăsta. Scoatem coastele, nu? Și acum, taca, 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 taca. Nu, nu așa. Nu ne grăbim, așa, da. Tac, 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 dar mai facem ca acasă. Ca acasă facem. Da, nu facem ca la... Acasă facem încet. Da. Acasă trebuie să ne simțim bine și să gătim cum vrem. Am important înțeles. E rezultatul. Adică mâncarea și să fie. Și să mâncăm tot bine și încet? Da. Știi ce îmi trebuie? E uite bun. Asta, ceapa asta roșie. Mai mănânc una. E foarte bun, nu? Ia și un pic de vin, că ți-am adus vin. Punem un pic de ceapă, de sare. Gazda noastră mă invită la un pahar de vin. Eu vă invit pe noastră la un pahar de vin. Se apropie sărbătorile acum. Adu un castron mai mare. Vin cu pește aru. E bun, e bun. Doamne ajută, la mulți ani. Pune-l aici. Așa. Punem peștele. Așa. Taca, taca, taca. Una mie! Hai, servește de aici. Nu mai. Hai. Închide camera, Florentine, că pur una. Să nu se vadă. Punem și ceapa. Cred ce că să ajunge. Fac, dumne, dacă nu rezist când văd pește? Așa. Nu rezist. Aici avem cartofi natur, cartofi fierți, tăiați mai mici.
Și pe urmă le... Da, le amestecăm. Măi, garson, dă-mi și mie niște ceva furculițe să amestec eu, măcar să fac și eu ceva aici. Ia să vedem. Da, ia, cam ia așa, hai. Uite, Florentina. Stai să pun maioneza, ca să ai ce... Da, e cam puțin pește. Ca să ai eficiență, nu, nu? Da, e bine? E bine, da. Așa, hai, maioneză. Ia să vedem. Și acum tot așa? Da, da. A, începe să capete contur, da. Vă rog să mă iertați, dragi prieteni, eu sunt începător în ale mestecatului aici. Hai că te descurci, rezultatul e același, chiar dacă da? Mișcările nu sunt tehnice. Ce să fac? Eu... Mai repede, puneți-mă să vă spun câte ceva despre pești. E sărat, să-i mai punem un pic de sare. Să spun câte ceva despre pești, decât să mă puneți să-i prepar. Așa. Mai trei sare? Nu, mai gata. Nimic? Hai să aranjăm aici un platou. Facem așa pentru... Asta e platoul meu, nu? Da. Că mi-am ținut până acum... Am fost ca și câinele lui Pavlov. Așa. Hai să-i punem și un pic de verdeață. Verdeață. Măsline, măsline! Pe margine. Știam eu ce trebuie, măsline. Așa, de jur împrejur. Uite așa, de jur împrejur. Măsline ca la Salonic. Uite așa. Așa, da. Mă, sunt bun de... bucătar. Și aici o să-i punem așa un decor. Am pus patru odată. Și ăsta e decorul căruia îi fac eu semn. Dar îmi place că ai voință. Nu? Da. Totul e să vrei. Da, uite. Noi bărbații avem voință, pe cuvântul meu. Noi avem multă asta voință. Asta nu bine. Nu, n-am pus-o bine. Gata. Uite, Florentine. Asta e o ce salată. Ce bine am gătit noi astăzi. Nu, o salată așa de petreceri, de sărbători, de sfârșit de an. Are și scomber, scombru s-a fumat, are și cartofi, are și maslinachii.